Dragii mei, a venit momentul să facem un nou tutorial și anume un nou trend, altura, signo, idade. Este un trend în portugheză și este foarte viral în acest moment, după cum și observați. Nu vă faceți griji, o să vă dau și traducerea, deci este foarte simplu. Iar pentru a-l realiza, trebuie să ieșim de aici, să dăm click pe butonul de căutare, unde vom scrie Dana. Underline Claudia 20. Acesta este contul meu de Instagram și trebuie să dăm click pe el. Odată ajuns aici, nu vă sfătuiesc să intrați la poveste, deoarece aceasta dispare în 24 de ore, iar dumneavoastră este posibil să intrați prea târziu, așa că mai bine dați click pe viral nou la highlights, unde veți găsi povestea care vă interesează, iar în cazul nostru, aceasta. De aici este foarte simplu, trebuie să dați click pe adios. Știu că există persoane care nu le funcționează acest buton, am făcut mai de mult un clip și despre acest lucru unde veți găsi rezolvarea problemei. Iar pentru a vă fi mai ușor, o să postez link-ul aici într-un comentariu. Și cum spuneam, dați click pe adios. Iar acum trebuie să alegeți o poză de background și vom intra la galerie. Eu o voi alege pe aceasta. Bineînțeles, această fotografie o puteți mări sau micșora, muta, o puteți pune mai sus, mai jos, cum vă place. Eu o să las așa pentru că la mine nu contează și acest sticker îl puteți mări. Iar acum, cum spune și în trend, trebuie să ne scriem înălțimea. La mine este 1,60. O să-i dau și o culoare pentru a se observa mai bine. Și bineînțeles, îl voi mări puțin. Și îl voi așeza în colț. Acum trebuie să ne punem zodia. La mine e Taur. Eu voi scrie aici în engleză. Taurus. O să-i dau și acestuia culoare. Bineînțeles, îl voi mări. Iar ultimul punct ar fi vârsta. În cazul meu, 22. Bineînțeles, dumneavoastră trebuie să vă treceți datele proprii, dacă doriți. Povestea este gata, iar acum pentru a o vedea toată lumea trebuie să dați click pe Your Story. Și după cum observați, povestea noastră s-a distribuit și arată cam așa. Dacă v-a plăcut, vă provoc și pe dumneavoastră să faceți acest trend. Și nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați. Pe data viitoare, pa, pa!